Bună seara și bine v-am găsit la noi ediția emisiunii Cetățean European. Toni Matei mă numesc. Și Gabriela Tortura. Bună seara și bine v-am găsit din nou. Și haideți să prezentăm, să intrăm direct în miezul problemei, să vorbim pe partea cinematică, să vorbim ce sunt cinematografele, ce înseamnă cinematografia pentru România, ca să fac și rimă, da? De ce ar trebui să mergem la cinema? De ce ar trebui să mergem la cinema și de ce ar trebui să facem ceva pentru acest domeniu, pentru că este un domeniu suprem din punctul meu de vedere al artei. Îmbină toate formele de artă, iar dacă știți să le îmbinați, cu siguranță o să aveți un efect scontat, iar sentimentele care le trăiesc oamenii aceia care o să vadă proiecția respectivă, nu știu, poate o să schimbați mentalități sau cu siguranță poate o să faceți, eu știu, vreo revelație în mintea omului care privește. Sunteți niște mici psihologi când realizați un filmuleț. Produs de voi, evident. Perfect. Avem un invitat foarte special. Invitatul nostru special din această după-amiază, pentru că vremea s-a schimbat, devine mai caldă și mai frumoasă, este Ioan Duțică, casierul de la Cinema Sergiu Nicolaescu Târgu Jiu. Bine ați venit! Și bună seara! Bine v-am regăsit și sper să... Bună ziua, bună seara! Da. Sper să ne mai întâlnim! Cu siguranță, pentru cei care ne urmăresc acum, vă cunosc ca majoritatea care au fost pe la cinema și frecventează, le dați pointuri, le spuneți ce înseamnă filmul, le spuneți de ce să vină la cinema și haideți să trecem direct la prima întrebare și să o luăm așa în ordine cronologică. De când activați dumneavoastră în acest domeniu? În cinematografie cam puțin, am vreo 57 de ani. A, puțin, da, foarte puțin. Mulți înainte. Înseamnă că ar trebui să fiu la stadiul de embrion, că tocmai ce vreau cu dumneavoastră. În Târgu Jiu de 50 de ani, în luna iunie, anul ăsta împlinesc 50 de ani. Pentru mine nu e puțin, dar nu e mult. Eu zic că este mult și cu foarte multă experiență. V-ați încărcat cu foarte multă experiență. Pentru că zic că nu e mult, pentru că eu acum 14 ani, când am ieșit la pensie, puteam să mă retrag bine la țară, într-o grădiniță, că îmi place mult. Dar am considerat că încă nu mi-am terminat misiunea. Sau cum zice un cântec, că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. E un dicton al meu pe care îl permanent îl am în atenție. Un fel de moto. Un fel de moto. Să le spunem celor de acasă că avem și un număr de telefon afișat pe ecran. Dacă vreți să intrați în legătură directă, dacă vreți să puneți întrebări legate de Cinema Sergiu Nicolaescu, cum puteți să luați un bilet, cum puteți să vă faceți o rezervare, puteți să ne sunați în direct. Haideți să discutăm despre... Haideți să revenim totuși, să revenim puțin la zilele noastre și să vorbim despre film. Ce credeți că mai reprezintă filmul pentru tinerii noștri actuali din ziua de astăzi? Nu numai pentru tineri. E surprinzător că la cinematograf vin copiii aduși de părinți de mână, vin tinerii și adulții. Deci... În aceste perioade, filmul are o atractivitate în toate domeniile. Acum trebuie să facem o separație pentru ce vine fiecare. Ăla micu, pe curios. Ăla tânăr, aventură. Ăla în vârstă, analiză psihologică. Un fel de un thriller. Și deci aceea filmele sunt vizionate de categorii. Fiecare film are un target de vârstă. Separate, fiecare are cu segmentul său. Segmentul său de activitate. Ați avut și desene animate pentru copii, știm lucrul acesta? Da. Și ar trebui să specificăm că meritul activității cu filmul de desen animat este în exclusivitate al noului patron care a făcut un parteneriat cu România Film și pe data de 13 decembrie, în permanență, zilnic, avem spectacole cu filme de desene animate. Cele mai noi producții, care sunt gustate de micuții spectatori, sperăm noi ca cu trecerea timpului să devină aceia spectatori adolescenți și de ce nu acei spectatori vârstnici. Perfect. Rog și colegii mei să pregătească animația, animația care o aveți acum, care se rulează la cinema, cum se numește? Marea Aventură Lego. Marea Aventură Lego. E un film foarte savurat de băieți în special, pentru că ei sunt
cei care construiesc cu meseria, dar filmul e bine realizat, are scene în care și fetițele pasă. Să se uită, cu siguranță și fetițele mai construiesc cu Lego, dar haide să vedem trailerul, să instigăm lumea să vină la cinema, chiar dacă targetul este, să spunem așa, 3-4 ani, până la, eu știu, la 16-17, cu siguranță dacă o să vină acolo, o să le placă munca depusă în spate și animația care este foarte bine realizată și povestea, nu? La animație trebuie să precizăm că vin aproape în exclusivitate copii mici, pentru că noi am optat pentru varianta filmului dublat. În română. În limba română, pentru că ni s-a reproșat, am mers pe două variante la început, ni s-a reproșat de către părinți că e greu să-i citească copilului în timpul filmului și aveau dreptate. Și nu cred că prea înțelege un copil. Și n-apucă să-i citească tot. Da. Și de atunci mergem pe varianta filmului dublat. Este mai simplu. Dar am pierdut categoria mai răsărită de copii care ne reproșează, vreau să aud filmul în limba engleză. Vocile nu sunt asemănătoare, e total diferit. E adevărat că e diferență mare, chiar foarte mare, între un film dublat și unul subtitrat, dar noi suntem negustori. Da. Decât să dau un film cu 7-8 spectatori subtitrat, mai bine dau cu sala plină 300 dublat. Perfect. Haideți să vedem trailerul și revenim imediat. Neața, apartament! Gata să încep ziua! Sărituri, hai! 1, 2, 3, sunt tare ca piatra! Da, cafea scumpă! Face 37 de dolari. Super! Everything is awesome! Ador cântecul ăsta! Unde sunt? Vino cu mine dacă vrei să nu mori. Ce se întâmplă? Tu ești cel special și profeția spune că tu ești cea mai importantă persoană din univers. Tu ești, așa-i? Da. Eu sunt. Relaxați-vă, sunt aici. Batman? Genial! Pe cine vrei să vezi? Vreau să văd fundul tău. Oh, mamă! Din prima! Prieteni, mare arhitect! Salut! Lordul Business plănuiește să distrugă lumea pe care o știm. Dar avem o speranță. Cel special a apărut. Știu la ce vă gândiți! E ultima persoană care ar putea să ne conducă! Și aveți dreptate! Tipul ăsta dezamăgește pe toate planurile. Nu sunt cel special. Sunt doar un tip normal, banal. Tu ai abilitatea să fii cel special. Eu cred în tine. Roboți, distruge-te-l! Aloha, fraierilor! Îi dăm aripi? E o glumă proastă. Duceți-l în camera de topire. N-ar trebui să fie și un polițist bun? Salut, amice! Noi vreau un par cu apă? Da, de fapt. Păcat. Intrăm în mintea ta. Ce? Nu crezi că a avut vreodată o idee originală? Ba, am avut. Vă prezint canapeaua cu etaj. Să ne uităm împreună la televizor și să fim amici. E cea mai tâmpită idee pe care am auzit-o. Dă-mi voie, te rog. Ideea lui e doar cea mai proastă. Spre Batmobil! Etena. Spre avionul invizibil! Etena. Am revenit, am văzut mai devreme Lego, Marea Aventură se numește. Da. Veniți, uitați-vă la el, puștii. Reacționăm și noi, cei adulți. Și mie mi-a plăcut, așa că pentru cei care sunt acasă, cu siguranță... Eu zic că nu există vârstă până la da, urmă. Nu există vârstă la animația respectivă. Bun, haideți să mergem mai departe și să vorbim despre, eu știu, lucrurile care s-au schimbat. Cinematografia dumneavoastră, practic, o cunoașteți din anii 50-60. Practic în zilele noastre. Care a fost perioada de aur a cinematografiei, din punctul nostru de vedere? Și aici vorbim din punct de vedere a spectatorilor. Eu aș denumi o două perioade de aur. Două. Perioada de aur a cinematografiei a fost perioada înainte de Revoluție, când nu exista altceva decât filmul și când o sală, cum este Sergiu acum, a fost la Victoria, avea 400 de locuri și băgam încă 1000 de oameni în picioare și nu puteam să-i mulțumim pe toți care așteptau la ușă.
Atunci a fost o perioadă de glorie de încasări. Dar genul de filme care erau vizionate erau îndoielnice. Filme indiene aveau cea mai mare atracție. Filmele de război deveniseră și ele un gen de filme savurate. Și de unde erau? Erau din Uniunea Sovietică, din Ungaria, din Bulgaria, deci americane foarte rar veneau un film. De regulă, în perioada aia veneau filme cu cowboy. Clint Eastwood. Și când veneau un film de la cu cowboy, concuram cu un film indian. Bun, și cred că era ales filmul indian, fără niciun dubiu. Era ales filmul indian, indubitabil. Din motiv că filmele americane erau cenzurate. Filmul de 2 ore ajungea de 1:20. Scenele care tăiate și aveau probleme contra sistemului comunist erau tăiate. Eu am avut ocazia să văd în acea perioadă un film original și unul veni la noi. M-am minunat. Zic, de ce nu ne-l dați, domnule, tot? Și zice, nu știți voi care e tehnica. Răzvrătea lumea împotriva sistemului. Era. Era un sistem care nu convenea și trebuia să ne țină. Cumva, frăut. Da, perfect. Haideți să vorbim despre următorul film. Vorbim despre un film istoric pe care trebuie să vin să-l văd și eu, Pompei. Haideți să vorbim puțin despre film. E un film istoric, un film care practic arată foarte bine și ecranizează foarte bine perioada când a erupt vulcanul și a surprins un sat întreg în piatră. No? Eu zic că pregătim trailerul, haideți să-l vedem și revenim cu mai multe discuții despre lumea cinematografică și despre cinematograf în sine, pentru că este singurul cinematograf de la noi din Târgu Jiu și din Gorj. Nu? Și trebuie să ne bucurăm de el. Și trebuie să ne bucurăm de el și haideți să ajutăm să se mențină la același nivel. Al doilea din Oltenia. Și al doilea din Oltenia. Craiova, Târgu Jiu. Perfect. Vedem trailerul Pompei și revenim. Some prayed for help. Many wished for death. But in a city forever lost, the greatest secret still waits. Whatever is happening here, live with me. No god is gonna stop it now. Din punctul meu de vedere, e și un film istoric și ar trebui să se pună și în programa școală altfel. Și haideți să vorbim și despre acest proiect. Da, e unul dintre filmele care cred că va avea mare audiență. De altfel, o noutate joi, filmul intră de vineri, de pe 21, dar joi pe 20 facem o avantpremieră la orele 21. De regulă, filmele valoroase se folosesc în asemenea situații la avantpremieră. Filmul va rula o săptămână, vom da 3 spectacole în orele de vârf, 5, 7, 9, care sunt cele mai solicitate și cred că o să ne mai prelungim încă o săptămână, că 300 de locuri nu pot să suplinească dorința oamenilor. Deci preconizați că o să fie un film cu un blockbuster, să spunem așa. În plus, exact ce a zis, pregătim filmul pentru perioada când e școala altfel, 7
11 aprilie. Avem mai multe filme selectate. Vor participa toți elevii sau doar anumiți elevi de la anumite școli? S-au înscris la dumneavoastră? Încă nu s-au înscris, ne-au solicitat, dar am spus nu putem să facem înscrierea până nu știm exact pe ce filme ne bazăm. Vor plăti un bilet? Toți elevii care vin la film vor plăti un bilet cu tarif redus. Excepție, nu se mai ține cont de regula numai lunea. Vor fi, filmele 3D vor fi 15 lei și ghinion sau nu, toate filmele vor fi 3D în perioada școală altfel. Nu e ghinion, eu zic că pentru poște... ghinion pentru buzunar. Pentru că și organizatorii și cei care au adus filmele probabil au făcut selecția în funcție de că noi am avut anul trecut și foarte mulți elevi veniți din comune care n-au văzut film în viața lor. Și culmea, venea un hol și m-a întrebat, nene, dar unde e televizorul? Deci ei nu știau ce e la cinema. Și atunci... Acest lucru ni s-a întâmplat și nouă. Cu copiii de la Târgura, cazul nostru social pe care l-ați văzut și dumneavoastră. L-am văzut la televizor, eu n-am fost în târg în ziua aia că eram plecat. Am fost și la televizor, l-am văzut. I-am dus și la desene și am văzut, da. Nu mai știu ce desene, cu niște veveriță, nu mai știu cu ce... Și nu le venea să creadă cum arată un cinema. Și când l-am pus ochelarii, pentru ce țin ochelarii, mă întrebau. Da, da. Din păcate se întâmplă și în sătălă. Sunt noutăți pentru copii, mai ales copiii din zone de la țară. Da, da, rural. În perioada cu școala altfel, deja săptămâna asta elaborăm programul, oferta. Noi le punem pe masă toate titlurile de filme. Avem vreo 4 filme de animate. Tarzan, Jingle Bell, filmul ăla care e căutat de copii, v-am spus, de Pompei, Captain America, un film 3D superb. Pentru că trebuie să acoperim și cerințele pentru elevii mai mari. Au fost anul trecut și elevi de clasa 12-a, cu dirigintele lor, să vadă filme. Foarte frumos. Perfect. Ne pregătim pentru un scurt moment publicitar și după revenim, mai avem 2 trailere de arătat, așa că rămâneți în continuare cu noi. Rămâneți pe Tele3. SC Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Fascinanta Grecie este la doar un pas. Atmosfera elenă, aromele îmbietoare și spiritul pasional le găsești la taverna grecească Eleonas. Îți oferim o experiență culinară inedită. De la fructele de mare la carnea pregătită în mod tradițional grecesc, la cărbune sau la proțap, pește și clasicele salate. Simte savoarea mediteraneană la taverna grecească Eleonas din Târgu Jiu, zona Abator, lângă sediul ITM. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Club For You, locul în care rafinamentul și eleganța se îmbină perfect cu distracția. Club For You. Atmosferă întreținută de DJ profesioniști și de cei mai în vogă artiști. Situat în Motru, lângă supermarketul Biocela. Clubul în care vrei să revii de fiecare dată alături de prieteni. For You. For You.
Stihl. Prin Eurosport Târgu Jiu a demarat promoțiile la motofierăstraiele Stihl. Vino la magazinele Eurosport din Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Novaci și Motru și găsești o gamă diversificată de motofierăstraie. La achiziționarea unui motofierăstrău Stihl beneficiezi de reduceri de prețuri și consumabile cadou, iar dacă vii cu una veche, primești o reducere de 2 milioane de lei vechi. Cabana Sovodol, situată pe pârtia de schi din Rânca, oferă condiții ideale de cazare la prețuri accesibile. Atmosferă primitoare, camere spațioase și călduroase. Cabana dispune de restaurant propriu care vă așteaptă la o masă ca la mama acasă, la gura sobei. România Hidroservice SRL este soluția problemelor tale. Lider național în domeniul produselor de etanșare hidraulică, având cel mai mare stoc din Europa de Est. România Hidroservice este specializată în fabricarea și comercializarea de garnituri hidraulice, furtunuri hidraulice, kituri complete pentru basculare bene, distribuitoare, rezervoare, pompe, elemente componente pentru cilindri hidraulici, aparatură și piese detașate pentru buldozere, excavatoare, macarale și combine agricole. România Hidroservice execută reparații de înaltă calitate în maximum 24 de ore pentru cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, mașini unelte și utilaje cu acționare hidraulică la fața locului sau în atelierele proprii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Primăverii, numărul 3, la telefonul 0253-228-443. România Hidroservice, să rămâi în compania celor puternici. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjenii. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta! Bun, am revenit, discutăm în continuare despre cinematograful Sergiu Niculescu, să vorbim și de ce poartă această denumire, dar haideți să vorbim acum de o perioadă, că știu că a fost o perioadă de declin în momentul verii. Ce s-a întâmplat? S-a revenit. Practic s-a ajuns la același nivel de plecare. Sau poate da. Și mai sus. A fost deschis în 6 decembrie 2012 cinematograful. Am pornit foarte bine. Era și normal că lumea era dorită de film. Condițiile create erau la nivel mai mult decât satisfăcător. Aparatura este ultramodernă. Sunetul, nu mai vorbim, că e sunet Dolby de ultimă generație, ecranul iar un ecran performant. Am mers bine, bine, chiar foarte bine până prin mai-iunie. După perioada de vară, noi am început să credem că vara, lumea merge la strand, pleacă în concedii. Dar fenomenul nu era asta. Calitatea filmelor era de mâna a doua. Nu mai veneau toate premierele. Și între timp am aflat că România Film nu mai putea să plătească locația. Filmele se ia cu chirie. Da. De la importator dai o cotă de locație din încasări și a intrat în situația să nu mai poată lua filme. A trecut o lună, două, trei, patru, până la jumatea lui noiembrie, când a venit miracolul. Ce s-a întâmplat? Noi nu știam nimic. Ne chinuiam cu filmele care erau. S-a găsit un cetățean român de naționalitate română
cetățenie germană, care a propus României Film un parteneriat foarte simplu. La prima vedere, simplu, dar greu de realizat. Să aducă el filmele în cinematografe. România Film, care intra într-o perioadă grea, nu mai putea să facă plăți, a acceptat și a început cu Târgu Jiu. Ne-am pomenit la începutul decembrie, vezi că pe data de 13 vine un patron străin, ne-am speriat, vin străinii peste noi, cum se considera pe vremuri. Am început cu partea a doua lui Hobbit. Hoi de lume! Acum aflăm și noi această poveste, pentru că toată lumea nu o știa, nu se știa de ce există această colaborare între România Film și acest domn de care dumneavoastră spuneați. Da, a adus toate premierele, multe din ele și cele care le pierdusem. A, deci a adus și spatele. A adus și ceea ce pierdusem. Nu. Și lumea a aflat că e ceva, ei n-au știut de... cine se ocupă cu treaba asta, cu... Practic se resimte la bilete. Li s-a deschis pofta de a veni la film. Știm că aveți, mai ales, cum spuneți dumneavoastră, au revenit pentru că știm că sunt niște încasări record de ceva timp la Cinema Sergiu Nicolaescu. Sunt record de încasări și păcat că unii colegi din țară nu ne văd cu oi buni, pentru că au impresia că noi suntem altcineva decât suntem. Noi nu avem nicio contribuție. Toată contribuția e că noi ne facem datoria. Avem publicitate, cred că se observă la cinematograf, program stabilit, precis, pe ore. Încercăm. E adevărat, nu reușim întotdeauna să satisfacem toate dorințele spectatorilor, că fiecare are pretențiile lui. Cel mai mare necaz l-avem cu locurile, toată lumea vrea să stea pe centru, toată lumea vrea să stea la balcon, toată lumea vrea să fie servită și nu înțeleg că nu e posibil. Primul venit e primul servit. Bun. Am avut și, imediat, am avut și varianta rezervării prin telefon. Era bună. Bună era pentru, cel mai simplu. Bună pentru cine? Pentru cei care nu puteau să vină să cumpere bilete. Și, în general, bună pentru cei de la Petroșani veneau, de la Modru, de la Cărbunești, de la Mătăsari. Dar s-au găsit și acica, de regulă, cum e la noi, la români, și miștocarii. Sunau, rezervați și mie 20 de bilete. Da. Veniți să le luați cu un sfert de oră înainte de a începe filmul. Nu veneau, eram obligat să le punem în vânzare, că eu n-aveam interesul să rămână sala goală. Și am avut un caz care a venit după 5 minute după ce a început filmul. Dom'le, am rezervat locuri. Zic, da, erai trecut pe tabel, Gheorghe Popescu, 20 de locuri. Păi și da, cât e ceasul? Filmul a început de 5 minute. Nu mă interesează, eu ne-am rezervat, trebuia să mi le ții până când se termina filmul. Și ghinionul a fost că Toma atunci era patronul în hol, a auzit discuția, și a fost foarte franc. Nu mai rezervăm. Primul venit, primul servit. Nu e convenabilă treaba, că mulți ne reproșează. Doamne, de ce nu faceți pentru online, prin alte lucruri? N-avem aparatură. Aveți și un site, nu? Cinema, adică filmele rulate în fiecare săptămână se pot vedea, da, și... Da, dar numai pe... programul. Restul nu. Și trailerele, pe Cinemagia e o colaborare, da, acolo. Care au fost cei mai mulți bani? Adică ce lună a fost, ați avut încasările cele mai mari? Peste 1,5 miliarde am făcut în decembrie, în, deci 31 minus 12, 19 zile. E perioada cea mai prolifică. Vă spune, din 4-5 luni, deci filme cam mai pe ce loc ar fi Târgu Jiu în țară, la încasări? Nu se fac topuri. Dar avem și noi informații. Am depășit și Clujul la încasări. Mă bucur. Din motivul că firma cu care avem parteneriatul ne-a adus filmele cele mai bune. De o lună a făcut și la Craiova. Vă așteptați la un astfel de succes? La început? La început nu.
nu mă așteptam, pentru că n-aveam încredere că cineva poate să determine sau să plătească, pentru că totul e pe plată, ca să ia filmele cele mai bune. Și asta e noutatea, concomitent în toată țara. Premierele, dacă e pe 14 februarie, Poveste de iarnă, în București, la Moluri, este și la Târgu Jiu. Perfect. Și hai să vorbim despre Poveste de iarnă. Poveste de iarnă. Ca să nu uit cu Povestea de iarnă, în parteneriat cu primăria, pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, am oferit invitații gratuite. Am dat și la Poveste de Ziua Îndrăgostiților. Ziua Îndrăgostiților. Valentine's Day. Eu m-am gândit să facem și de drăgobete. Asta vreau să vă întreb, dacă tot ați zăbătorit așa pe 14, pe 24, toate, nu? Toată treaba e la mâna patronatului. Că ei, practic, există o colaborare între autoritățile locale și cei de la cinema? Foarte bună. Și pentru că vorbiți de autorități locale, trebuie să neapărat, nu pot să nu spun de fiecare dată că dacă nu era această colaborare între România Film și Primăria Târgu Jiului și în special directorul nostru general, Marius Iurașcu, senatorul Tony Greblă, fostul senator, care are cea mai mare contribuție la renovarea cinematografului, și domnul primar Cârciumaru, cu salariații, cu domnul director Ionescu, cu toată trupa de la primărie, au fost trup și suflet în renovarea cinematografului. Și noi suntem receptivi, când ne-a solicitat acum de 14 februarie, le-am oferit două spectacole, lumea a fost mulțumită, au venit chiar surprinzător. Au avut o reducere sau nu? Gratis a fost. Gratis. Gratis, invitații gratuite. Pe ce criterii le-au acordat, asta nu e treaba noastră. Dar haideți să vorbim de Poveste de iarnă, că intră trailerul peste noi. Poveste de iarnă e un film pentru care nu știu cum să fac, nu știu cum, eu l-ar mai ține. Da. Că păi țineți-l. E programat la o oră neadaptabilă, neconvenabilă. Lumea termină serviciul la 4. E un film superb. O să vedeți și din trailer. Îți înmoaie inima. Da. Cât ar fi de... E superb. Perfect. Mă gândesc ca poate peste două săptămâni să-l reprogramez la o oră. Dar sunt filme. Sunt filme bune, da. Și atunci nu putem să o clasăm pe celălalt. Vine Pompei. Nu o să pot să-l înlocuiesc pe Pompei. 300. Pe Pompei cu Povestea de iarnă, cu toate. Că Povestea de iarnă este cel mai bun film de dragoste. Atunci, hai să vedem și noi, nu? Haideți să vedem. Pe care nu i-am văzut. Da, avem. Este în folderul de lângă Monument Man. Ca să înțelegem, da? Ca să vorbim. Perfect. Da, ne pregătim pentru trailer. Spuneau colegii că nu-l găsesc. Gata, a venit și Povestea de iarnă. Înțeleg că mai e foarte puțin și se termină iarna, dar... Ca orice poveste. Ca orice poveste, da. Iar e un sfârșit. Haideți să vedem trailerul și revenim. Da. Până-l găsesc colegii noștri. Spuneam colegului meu că este exact acela de lângă The Monument Man. Până-l găsesc... Cum spui tu, timp și nu știu cum e trecut. Perfect, haide să-i... Aia a trecut în limba engleză. Da. Squeaks. You have a gun? I'm just robbing the place, you know? Is that still your intention? No, it isn't. Well, then, I suppose the polite thing to do would be to offer you a cup of tea. You steal things? I do steal things, yeah, from time to time. Lately, I've been having a bit of a disagreement with an old boss, though. Peter Lake. I want to kill him, and I want him to stay dead. What's the best thing you've ever stolen? I'm beginning to think I haven't stolen it yet. You are impossibly beautiful. What is your relationship to Beverly? Are you aware of her condition? She's dying. If you don't love me now, no one ever will. I've been blackening souls and crossing miracles for longer than I can remember. Yours is the kind of love that makes the world warm and light.
the kind of love that can save her. You'll not be saving anyone. I smashed into you. You all right? I'm Abby. What's your name? I don't know. Sunlight comes creeping in. I've had no memory for as long as I can remember. I appreciate the help. Stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you. Beverly. Her name was Beverly. What's happening here? Why keep me alive? Maybe there was something you were still meant to do. He's neither angel nor demon. How is he still alive? Is it possible to love someone so completely they simply can't die? You're late. You know, Peter, nothing happens that it isn't supposed to. Bun, am revenit, Colin Farrell, actor. Și le mulțumim colegilor noștri din regie că s-au descurcat în cele din urmă și au găsit materialul. Materialul, dar era stofă. Da? Bun, ne revenim la... Oricum avem croitoria lângă noi, e normal, nu? Revenim, ați văzut mai devreme poveste de iarnă, Colin Farrell, o poveste superbă, cum ați spus mai devreme, o poveste de iarnă superbă, e și pe final de februarie, așa, ca să fie, să da, fie frumos. Bun de văzut și primăvara. Și primăvara, da, inspiră. Bun, haideți să vorbim și de celălalt film pentru care nu am putut să dăm trailer datorită faptului că nu este ora adecvată și ar fi trebuit să punem în colț jos 15 ani. E vorba de The Academy of Vampires, ceva, Academia Vampirilor. Academia Vampirilor, da. E un film curios, în sensul clasic al genului. E școala... Cum se, școala, da. Se creează asemenea specimene. Cum trebuie să devii vampir. Care nu sunt savurate. Dar avem vampiri destul în politică. De unii, ar trebui și politicienii să se ducă. Da, ar trebui și ei să învețe să nu fie vampiri. Da, să nu fie. Perfect. Că ei oricum sunt. Oricum, filmul e bine realizat. N-are scene chiar așa de dure ca alte filme. E dorit mai mult de... Un fel de Twilight, e asemănător cu Twilight-ul. Sexul frumos, da. Dar e un film bine realizat și, okay, și interesant. Ok, bun. Perfect. Haideți să revenim la ce spuneați dumneavoastră mai devreme. Cinematograful a început să ia o mare amploare, dar ce spuneți de noua, spunem așa, lansare a Cinema City, ca să spunem așa, pentru că vine... Da, am aflat și noi din presă că se va construi un mall la Târgu Jiu. Iar mallul acela are și sală de cinema. Da, are cele patru sale. Sursele neoficiale, zvonistică, cum se zice, se pare că va fi cu patru sale. Toată lumea ne compătimește. Zice că o să muriți. Câți angajați sunteți? Casa? Suntem șase. Doi la tehnic la cabină, doi la casă, doi la supraveghere. Eu i-am spus, nu... Ne duceți grija că deja noi avem o strategie pe care nu o pot. V-ați luat puternic armele și așteptați. Pentru că experiența de atâția zeci de ani în cinematografie ne dă dreptul să putem spera să salvăm... Bine, până la urmă să nu vorbim, că nu știm ce se va întâmpla, cum va fi, dacă vor fi patru dacă sări, va fi, dacă... Va fi. S-au pus pilonii, se construiește... Da. Oricum, lumea care s-a îndrăgostit de cinema, Sergiu Nicolaescu, mai ales că poartă și un nume, eu zic că va continua să vină la acest cinema și probabil programul care va fi la cinema Sergiu Nicolaescu probabil nu va fi acolo și tot așa. Uite, haideți să facem o paralelă. Ne concurăm! Da. Sau concurență, da. Perfect. Haideți să facem o asociere foarte frumoasă, pentru că ați vorbit de marele regizor Sergiu Nicolaescu și de filmul care urmează, trailerul filmului care urmează, Monument Man, Oamenii Monument. Sergiu Nicolaescu a devenit un monument, din toate punctele de vedere. Nu, Oamenii Monumentelor. Monumentelor, Monument, aici știu, asta e tradus filmul și așa e subiectul, pentru că foarte des își arogă, e o echipă care pleacă în descoperirea obiectelor
confiscate de nemți în timpul războiului, vrând să facă un muzeu la ei acolo, în Germania. Lupta e grea. Filmul e bine realizat, are și scene care sunt joacă emoționate. Matt Damon am văzut, e Matt Damon în... Da. Și... Te minuni ce-au putut să ia. Da. Cele mai valoroase picturi. Să vorbim și de ceva mondan. Știu că undeva, nu știu, cred că în iarnă, ne spuneați că la cinema... Cinema Sergiu Nicolaescu a avut loc și o cerere în căsătorie. Au loc diferite evenimente. Da, o solicitare de la doi tineri. Mie nu mi-a plăcut cum a ieșit. Nu a plăcut? Nu mi-a plăcut. Ce a lipsit de acolo? Nu întrebat. Ei n-au experiență în ale regiei. Au stat în sală, s-au ridicat în picioare, au cerut, au văzut decât câțiva colegi. Eu pregăteam altfel dacă voia să fac. Se schidea filmul, se ducea în fața acolo. Sau înaintea filmului, nu era, n-avea importanță. Că, da, era o noutate. Da. Și m-am gândit, zic, dacă de ce numai la Poarta Sărutului să se facă cereri în căsătorie și cununii, de ce nu și la... Cinema. Adică ați fi de acord în colaborare cu autoritățile locale și de la România Film să fie și cu unii? Mă gândesc ca pe 24 de Drăgobete să mai găsim câțiva tineri să ceară în căsătorie. Da. Ai un pont unde să te cununi. Da. E și domnul, ar fi foarte interesant să vină și domnul Cărciumar acolo. Să... O să discutăm treaba și dacă o să o accepte, e treaba primăriei. Ei se ocupă cu... Noi suntem numai gazdele. Perfect. Sper ca să nu ne refuze. Revenind la Sergiu Nicolaescu, ce părere aveți de bustul lui Sergiu Nicolaescu? A fost așa ca mult discutat în presa locală. Seamnă cu domnul Cărciumar sau cu domnul? M-ați băgat într-un domeniu la care... Cunoscându-l, că știm că... Am fost profund șocat. Eu am văzut monumentul înainte de la descoperi. Ei. L-am văzut când îl montau. Și ce părere și le-am zis la aia de acolo, domnule, cum e o greșeală. N-ați luat capul la altcineva. Și aia a zis, au început să râd, lasă cum e atunci, tu știi dumneavoastră cine e, lasă cum e că știu că știu. N-au crezut. Și știți ce? Pregătisem un protest. Da? Da. Aflăm acum protest pentru bustul lui Sergiu Nicolaescu. Concordanța între cine... Trebuia să mă sunați că participam și eu la el. Nu, stai să băpum toată povestea, da, că e interesant. Da, vă ascultăm. Un prieten mi-a adus un tablou mic cu Sergiu Nicolaescu. Cum e el? Gravură, da. Nu poză. Da. În fond, asta e când te vede artistul, cum te vede artistul... Te vede 3D, nu 2D. Decorator, trebuie să te vadă și artistul. Care a făcut... Artistul cred că a avut poza domnului Cărciumarul. Nu trebuie să facem comparația asta. A făcut presa locală, pur și simplu, a comparat, dar poate să presa locală oricine. Are tot dreptul să zică orice. Da. Bine, ei au fost foarte supărați pe primarul municipiului Târgu Jiu pentru că nu s-a așteptat, adică s-a așteptat să vadă înainte domnul Cărciumarul acest bust. N-a avea ce să mai fac în fața evenimentului împlinit, evenimentul anunțat. Dar cu cine seamănă? Eu pe nu mă șochează. Eu am zis că seamănă cu tata. Și să vă termin povestea. Da, perfect. Spune. Și am vrut să îmi pun la gât, să mă duc la inaugurare și să le spun, domnilor, ăsta e Sergiu, nu ce e acolo. Cine a venit de la București? Cărmăzan, cu care mă cunosc tot de vreo 40-50 de ani. Ne-am pupat, ne-am... Și eu nu știam că el s-a ocupat și am început... Să-i spun, domnule, ce v-ați bătut joc de ăsta? Până la urmă spune, hai bă, nea Ioane, că dacă ai ști dumneata cu ce greutate l-am făcut și pe ăsta, că-s cu banii asociației cineaștilor, nu a CNC-ului. A cineaștilor? Cineaștii au asociații. Da, o știu. Și de-abia am realizat în memoria maestrului cu tare, mi-a luat toată pofta de meeting. Deci lipsa de fonduri a făcut ca să nu poată să fie realizat acest post. La ce au? Autoritățile locale. Deci de acord cu dumneavoastră, dar materialul ăla putea să graveze fața lui. Putea.
Dar nu au vrut. N-au vrut. Da. Bun, perfect. Haideți să vorbim, dacă am vorbit de Sergiu Nicolescu, vorbim de un film super, Monument Man, chiar acum pentru dumneavoastră, trailerul, și vă instig din nou și vă intrig să vă duceți la cinema să vedeți acest trailer. Monument Man. Hungry? You buying? Uncle Sam is. Mr. President, we are at a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man. The Nazis have been stealing art out of Warsaw, Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. The monuments, man. Signed by Roosevelt. How many men? For now, six. Jeez. Well, with you at seven. Aren't you a little old for that? Yes. You've all been selected because we're going to need your knowledge, we're going to need your skill. Welcome to the war, Sergeant. Bloody hell. We're going through basic in England. Basic training. Oh, boy. Guys, right here. We've been tasked with the finding and protecting of over 5 million pieces of stolen artwork. This is a model of his planned Führer Museum. It will be one of the biggest in the world. We need a lot of art to fill it. This is why Hitler didn't bomb Paris. Well, he bombed London. Yes, I know. Lieutenant, you're not going to have the equipment, you're not going to have the manpower. I think that went well. The Nazis are on the run, they're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. I'm interested in what you saw there. Thousands of pieces. They would photograph the art, then take to Hitler. We're going to have to jump ahead of the Third Army and get into Germany. How can I help you steal our stolen art? You can wipe out an entire generation, you can burn their homes to the ground, and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements, then it's as if they never existed. That's what Hitler wants. That is exactly what we're fighting for. Directive signed by Hitler. It says if he dies or if Germany falls, they're to destroy everything. Stop, stop. I seem to have stepped on a landmine. Why would you do something like that? What do you got? Lieutenant here seems to have found himself on an unexploded mine. Why would you do that? You all have been spending too much time together. Bun, am revenit în Monuments Man, da, la plural aveați dreptate, e vorba de oamenii monumentelor, ca să spunem așa. Bun, câteva cuvinte de final, mai avem foarte mult timp, mai avem prețurile, cum stăm cu prețurile și programul filmelor, la ce oră sunt ele, pentru cei care ne urmăresc? Prețurile sunt pentru toate buzunarele. Filmul 3D are tarif întreg 20 de lei, tariful redus 15 lei, numai lunea. Filmul de animație am stabilit numai cu tarif redus, pentru că am zis copiii mici au și 15 probleme, lei. 15 lei. Filmul 2D e 15 lei tariful întreg, 10 lei tariful redus, tot numai lunea. Bun. Filmele care credeți dumneavoastră că au fost cele mai cerute? Filmele cerute? Păi cerute filmele, cam peste 50% au prezență bună. Bun, deci vin oamenii la film. Vin oamenii la film. Perfect. Deci în ultimele cuvinte, veniți la cinema. Veniți la, veniți la cinema, pe mine mă găsiți la casă. Nu fiți nervoși. Încerc să vă servesc pe toți în limita posibilităților. Colegii mei sunt la dispoziția dumneavoastră. Cinematograful e al dumneavoastră. Dorința noastră este să-l păstrăm. Pentru că se mai întâmplă ca unii... Să fie decență și să educație când intră într-o sală decență. Să aibă impresia că... Nu e ca la ea acasă. Merge la alții, dar e făcut pentru târgujieni și nu numai. Și trebuie păstrat pentru că e foarte greu de făcut. Dacă o fi vreodată timp să vorbim cum am început și cum era să clacăm, o să avem renovarea. Deci sper că... e de vorbit. Oricum, să știți că aveți un loc la noi în emisiune, un spațiu rezervat pe fiecare lună, să vorbim de filmele care mai vin la cinema de-a lungul lunii. Perfect. Toni Matei mă numesc. Și Gabriela Tortura. Ca de fiecare dată ne vom revedea miercuri începând de la ora 17. Până atunci, toate cele bune și, cum a spus și colegul meu, haideți la cinema. La revedere. La revedere.